Îl rugăm pe Dumnezeu, iubiți credincioși, să dea păstorilor bisericii sale, de acum și din toate locurile și din toate timpurile, putere să se lase, să ne lăsăm inspirați de gândirea, de rugăciunea și de lucrarea sfinților trei ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan. Doi dintre ei ne-au dat și ne-au lăsat această sfântă și dumnezeiască liturghie pe care o săvârșim și din care se adapă și se hrănește orice ființă care dorește să-L aibă pe Dumnezeul cel viu în viața sa și să-L dobândească cu desăvârșire în veșnicia împărăției cerurilor. Dumnezeu să ne dăruiască tuturor să descoperim calea părinților, să mergem pe aceasta și Dumnezeu să ne primească precum i-a primit pe ei în taina cea neînserată a împărăției Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Sfinții trei ierarhi, pe care Biserica îi pomenește împreună din veacul al XI-lea, au avut daruri distincte. Astfel, Sfântul Grigorie s-a remarcat prin înălțimea cugetării. Sfântul Vasile s-a remarcat prin bogăția lucrării. Iar Sfântul Ioan s-a remarcat prin frumusețea cuvântului. Dar cu toții au avut și virtuți comune, pentru că ei, primind nenumărate daruri de la Dumnezeu, izvorul darurilor, le-au lucrat și le-au înmulțit. Sărbătoarea aceasta a Sfinților Trei Ierarhi, sărbată, prăznuită împreună, parcă e mai cu mai mult folos, cu mai mult spor, să ne împărtășim și noi din apa cea izvorătoare din Sfinții Trei Ierarhi, pentru că spune Mântuitorul că cei care se vor adăpa la apa aceea pe care o dă dânsul, o dă El, vor deveni ei înșiși izvoare de apă curgătoare spre viața veșnică. Și noi simțim, cei care lucrăm în școlile teologice, simțim binecuvântarea permanentă a Sfinților Trei Ierarhi, o simțim și astăzi și să fie cu noi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinții Trei Ierarhi a fost ceea ce a fost, v-am de seamă, datorită mamilor și taților lor. Pentru că, așa precum pomul fructifer este bun în momentul în care în pepenieră este cu îngrijirea cuvenită. Cei care merg la școli teologice, la seminarul pe facultatea teologie, aceasta datorită dumneavoastră, părinților,
care a știut să creșteți pe copiii dumneavoastră, să aibă o temelie frumoasă și de învățătură și de trăire.